Moara cu noroc Capitolul 17 Lunii pe la prânz, focul era stâns cu desăvârșire și zidurile afumate stăteau părăsite, privind cu tristețe la ziua senină și înveselitoare. Din toate celelalte nu se alesese decât praful și cenușa. Grinzi, acoperământ, dușumele, butoaie din pivniță, toate erau cenușă, și numai pe aici colo se mai vedea câte un cărbun estins, iar în fundul gropii care fusese o dinioară pivniță, nu se mai vedeau decât oasele albe ieșind pe aici pe colo din cenușa groasă. Bătrâna ședea cu copiii pe o piatră de lângă cele cinci cruci și plângea cu lacrimi alinătoare. Se vede că au lăsat ferestrele deschise, zise într-un târziu. Simțeam eu că nu are să iasă bine. Dar așa le-a fost dat. Apoi ea luă copiii și plecă mai departe.